cei care s-au născut în zodia gemenilor, vor avea între 26 și 27 octombrie motive de oarecare bucurie, vor să mai iasă din spațiul cotidian care nu le aduce numai bucurie și speranță de viitor, vor să aibă și niște bucurii concrete, o petrecere, o vizită, o excursie, o activitate în public de indiferent ce natură. Nu sunt excluse activitățile cu tentă sportivă, participare la întreceri, concursuri, jocuri, distracții, care nu pun în prim plan performanța sportivă, ci participarea la un cross, de exemplu, la un campionat, la un concurs de dans, de exemplu. Nu pleacă de la premiza să ia trofeul, da? Participă, e bine, se simte bine, face și altceva decât a făcut până acum. În schimb, o atitudine un pic mai fermă și mai energică a părinților care vor controla sau vor dori să-și impună punctul de vedere într-un chip evident în fața copiilor. Aceștia trebuie controlați, supravegheați, verificați, îndrumați, educați mai autoritar. Vor constata ei. Între 28 și 29 octombrie, segmentul Sănătate este supra-solicitat de tranzitele astrale. Va fi acolo Soare, Mercur, Venus și în ziua de 28 octombrie va fi și Luna în poziție de lună nouă, ceea ce șubrezește puțin Întregul segment anatomofiziologic controlat de Zodia Scorpionului, despre care deja știți foarte multe lucruri, în prim planul atenției gemenilor, însă trebuie să stea mai ales latura imunitară. Slăbirea organismului în fața unor factori infecțioși, viral, bacterieni, care pot să complice o afecțiune deja instalată, pot să încetinească eficiența unui tratament, pot să contracareze efectele benefice ale unei medicații sau pot să-i pună pur și simplu într-o situație în care modul lor de viață să fie perturbat. Plecând și de la faptul că o simplă infecție dentară sau o extracție dentară sau o manevră stomatologică complicată îi poate pune în situația de a nu mânca, de a suporta durere, de a lua calmante, de a trece prin stresul pe care toată lumea îl știa al prezenței într-un cabinet stomatologic printre instrumente și piuituri, dar la un moment dat poate să facă febră, dar la un moment dat se pot produce congestii, inflamații, va fi nevoie de compresii, de injecții, poate să facă și alergie. Paleta se complică în funcție de statutul clinic al fiecăruia latura genitală și urinară ori renală este deja cunoscută, această stomatologică am invocat o adineu, mai este latura psihologică, unde lucrurile pot să capete aspectul unei mici crize uh, interioare. Ea poate să fie o melancolie, poate să fie o depresie, poate să fie o furie, poate să fie o stare uh, discrepantă. Uh, motivul care provoacă această dezordine la nivelul trăirilor, să fi fost în alte dăți tratat cu mult mai multă autoritate și vigoare mentală și trupească. Acum, însă, parcă îi dă gata. Îi prinde nepregătiți, îi lovește unde îi doare mai tare, și mai ales dacă este vorba de un fond sentimental, afectiv, emoțional, atunci durerea este sporită și suferința este reală, e intensă. Noroc că nu e de lungă durată. Dar uh, poate să le strice aceste două zile, 28, 29 octombrie. Între 30 și 31 octombrie, relații bune, coerente, corecte, simpatice, plăcute, depinde, de la caz la caz și de ceea ce vor face. Că este o întâlnire, că este o, o conversație, că este abordarea unui personaj, nu neapărat un cunoscut, poate să fie un străin. În, postura de reprezentant al unei instituții care îi oferă datele necesare sprijin nativului. Pe 1 noiembrie lucrurile capătă o tentă un pic uh, aspră cu privire la felul în care se rezolvă, sau mai bine zis, nu se rezolvă niște probleme, niște interese, niște premize materiale. Se blochează, se întârzie, se complică sau se acutizează și se consolidează niște atitudini. Cei care au spus un nu în trecut, în săptămânile și lunile trecute, în fața unei soluții, acum vor fi și mai radicali, și mai greu de convins, și mai greu de combătut, și mai greu de uh, adus la masa a tratativelor. Parcă cineva se opune ca lucrurile să meargă bine. Uh, inițial, ar trebui privit acest moment ca unul firesc niște zile proaste, niște oameni care uh, au și ei limitele lor. Nu e bine să se forțeze nota, nici să-i preseze pe aceea ca și cum ar fi vinovații uh, în totalitate. În astfel de conjuncturi sunt mulți factori și este mai greu de cântărit cine e cu adevărat vinovat, unde este greșeala și probabil că fiecare persoană, dacă ar fi pusă să răspundă cum ar proceda în locul câte unui nativ din Gemene, ar da o altă soluție. Așa încât ne fiind într-o formă foarte bună, nici psihică, nici afectivă, gemenii ar trebui să renunțe, să se mai concentreze pe acea temă, să ia decizii, să se repeadă la câte o persoană și să-i spună verde în față tot ce crede, și ce știe despre acea persoană, doar doar o scoate din sărite ca să accepte, să semneze, să intre într-un joc, într-o conjunctură. Moment în care pot să și pierdă niște bani sau pot să fie la rândul lor constrânși să cedeze și să accepte o sumă mai mică sau să accepte ideea că sunt datori sau să um, fie obligați să onoreze o datorie, să facă o plată, să returneze un obiect etc. Atenție majoră, că momentul nu este chiar neted și limpede, cu privire la deplasări și la riscul de accidente care au o legătură directă cu pământul. Căderi de la înălțime pe pământ, din pod jos, în curte, de la etaj, de pe acoperiș, din copac, sau chiar de la sol în zone adânci, adică groapă, râpă, pivniță și așa mai departe. Ar mai fi și riscul de la factorul rutier, pur și simplu. Toate acestea trebuie să fie reținute ca să reprezinte argumentul pentru temperarea vitezei, pentru abandonarea imprudențelor și pentru o abordare rezonabilă a oricărui parcurs. Fie el că unul urban, pe șosea, fie unul montan, alpinism, sport, cățărări, sau tot felul de concursuri, extravaganțe și distracții dintre cele mai noi, mai moderne, pentru care poate nu sunt suficient de pregătiți și de stăpâni pe tehnică, tehnologie, manipularea acelor obiecte, instrumente, instalații care le permit desfășurarea acelor plăceri, mai mult sau mai puțin vinovate.